Vă salut în numele Domnului Iisus Hristos și vă spun, Hristos a înviat. Mulțumesc pentru invitația de a predica cuvântul Domnului. Astăzi vom citi un capitol din Evanghelia după Ioan. Și tema acestui mesaj este: cine este vinovat pentru suferință? Iată cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce îl cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: Eu sunt. Deci i-au zis: Cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: Omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tine, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? l-au întrebat ei. El a răspuns: Nu știu. Au adus pe farisei, au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Din nou farisei l-au întrebat și ei: Cum și-a căpătat vederea? Și el le-a zis: Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zică: Omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb: Tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc? Le-a răspuns el: Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat: Acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă. El singur poate vorbi despre ce îl privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii hotărâseră acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: Este în vârstă, întrebați-l pe el. Farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns: Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată, doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui? Ei l-au ocărât și au zis: Tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii.
Știm că Dumnezeu ne ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul omului? El a răspuns, și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu am fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să am o scurtă rugăciune înainte de a căuta să-L înțelegem. Doamne, îți mulțumim pentru că ne dai multe răspunsuri la multe din întrebările și dilemele noastre. Dar uneori te ascunzi, uneori nu ne dai răspunsuri, ci faci ceva pentru noi. De aceea L-ai trimis pe Fiul Tău printre noi ca să ne vindece, să ne vorbească, să ne mântuiască. Îți mulțumim pentru El, pentru toate lucrările pe care le-a făcut printre noi și în noi. În numele Lui te rugăm să ne dai acum lumină, să înțelegem acest cuvânt sfânt, să ne cercetăm și să ne întărim credința în adevăratul Dumnezeu, viu și adevărat, suveran peste toate lucrurile. De aceea Duhul Tău să fie la lucru, te rugăm acestea în numele Mântuitorului și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Mesajul meu astăzi va fi despre suferință și am să caut să răspund unei singure întrebări. Întrebarea pe care au pus-o și ucenicii Domnului. Cine a păcătuit? Cine este vinovat de suferință? O să ne uităm la context întâi, ca să-l înțelegem bine, și apoi vom avea două lecții importante pentru viață. Domnul Iisus Hristos era pe pământ, făcea lucrări minunate și apostolul Ioan a hotărât să scrie și el ceva despre Iisus Hristos. O evanghelie. Și urmărește în evanghelia lui mai multe teme, printre care și tema luminii, în contrast cu întunericul de obicei. El alege 7 semne, 7 lucrări supranaturale ale lui Iisus Hristos și 7 cuvântări care de obicei explică semnul. Ne găsim acum la al 6-lea semn, la a 6-a minune, și anume vindecarea unui orb din naștere. Care a fost problema? Ce lecție putem învăța de aici? Mă gândeam, meditând la acest pasaj, cum mă raportez eu atunci când trec pe lângă cineva care suferă? Ori are un handicap fizic, ori este orb? Prima reacție noastră este să ne întrebăm cum de s-a născut așa? Cum de a ajuns așa?
Cine este vinovatul? Căutăm motivul, căutăm vinovatul, vrem un răspuns. Astăzi ne vom uita la modul în care Iisus se apropie de astfel de probleme. Când vezi pe cineva în suferință, sunt mai multe atitudini posibile. De exemplu, prima atitudine este să ignori suferința. Să vezi că suferința sau suferindul este lângă tine și să te obișnuiești cu el, cu suferința. Cu timpul nici nu mai bagi în seamă. Uneori această atitudine poate ajuta. Dar vedem cum Iisus, Domnul nostru, nu a luat această atitudine, cum făceau alții. Citim într-un alt pasaj din Evanghelie cum un om a fost atacat de tâlhar și pe lângă el a trecut și un preot și alții și alții, dar nimeni nu s-a oprit în afară de un samaritean milostiv să-l ajute. Este atitudinea celor care cunosc ceva despre suferință, dar nu vor să se implice în ea. Nu vor să se implice în a ajuta pe cei care suferă. A doua atitudine posibilă este să te uiți la suferință și să te gândești ce avantaje are, ce beneficii poate avea o suferință. Nu neapărat aceasta este atitudinea cea mai bună, nu totdeauna. Deși Domnul Iisus Hristos în acest caz asta face. Posibil să funcționeze pentru unii dintre noi. Dar, vedeți, există suficientă suferință în lumea aceasta care nu are nicio explicație și care nu are niciun beneficiu. Suferința nu neapărat întărește credința cuiva în Dumnezeu, ci o înmoaie. E greu să îi cer unui depresiv sau unuia care are o boală cronică să îți spună ce beneficii spirituale are. Pentru că de obicei gândurile celui suferind, celui bolnav, se duc în altă direcție. Am să revin însă la această posibilă atitudine, să o lămurim așa cum Iisus o lămurește prin acțiune. Dar mai există o a treia variantă. A treia variantă este când te găsești în fața suferinței, nu să o ignori, nu să te gândești neapărat la ce beneficii poate avea o suferință, ci să stabilești un vinovat. Adică, automat să zici, dacă există suferință, trebuie să existe și un păcat care s-a făcut în spatele acestei suferințe, pentru că Dumnezeu a pedepsit un păcat, de aceea a apărut suferința. Și ucenicii au făcut această, dacă vreți, eroare populară, comună, au adoptat o teorie despre suferință care, cel puțin în acel caz, nu funcționa. Pentru că ei s-au îndreptat spre Iisus și l-au întrebat, Doamne, noi știm, trebuie să fie cineva păcătos în spatele acestui necaz, faptul că acel om este orb. Spune-ne, a păcătuit el? Sau au păcătuit părinții lui? Adică ei porneau cu prezumția că cineva a păcătuit. De aceea omul acela a suferit. Să știți că ucenicii nu-i judecă atât de aspru pe ei, pentru că în vremea în care trăiau ei, rabinii evrei, mulți dintre ei susțineau această teorie. Unii chiar mergeau mai departe și spuneau că susțineau așa numită teoria propagării vinei sau păcatului de la părinți la copii. Mai târziu am văzut că și fariseii i-au spus acestui orb deja vindecat că era născut în păcat. Adică erau acești învățători
care trebuiau să dea răspunsuri. Nu trebuiau neapărat, dar li se cereau răspunsuri. Și unii spuneau, de pildă, că e posibil ca părinții să fi participat poate la ceva ritualuri păgâne și Dumnezeu i-a pedepsit în copil. De aceea el s-a născut orb. Sau unii dintre acești învățați evrei spuneau chiar că omul ar fi putut păcătui când era în pântecele mamei lui. Greu de acceptat. Dar ucenicii, zic, au ales această variantă de explicație sau de întrebare pentru Iisus. A vrut să știe ce răspuns le dă Domnul. Pentru că au mers pe varianta trebuie să existe un vinovat. Cineva a păcătuit. Care a fost soluția dată de Iisus Hristos? Iisus n-a speculat, nici măcar nu a încercat să dea o explicație rațională, ci a făcut ceva pentru orbul acela. A arătat empatie, afecțiune. Nu cred că orbul putea fi ajutat în acele momente cu explicații teologice sau raționale. Ce ar fi putut el înțelege? Și asta ne trimite și pe noi la o atitudine pe care trebuie să o verificăm atunci când încercăm să neapărat să dăm răspunsuri și explicații la problema suferinței. Atunci când ești lângă un om suferind, mai degrabă el așteaptă empatie, rugăciune, ajutor, o îmbrățișare caldă, un zâmbet, un dar. De aceea Iisus Hristos trece de la tragedia care era acolo la o oportunitate. El vede o ocazie în acel miracol ca să facă lucrările lui Dumnezeu, așa spune cuvântul Domnului. Adică a văzut orbirea acestui om o oportunitate de a face ceva pentru el în numele Domnului. Suferința, adică a creat spațiu pentru ca Iisus să poată lucra. Frumos, Iisus se raportează așadar la lucrările lui Dumnezeu, la ceea ce face Dumnezeu. Nu s-a desprins niciodată de această perspectivă de sus, pentru că asta va trebui să învățăm, să ne uităm totdeauna întâi de sus la probleme, nu de jos în sus. Nu vreau să spun prin aceasta și nu cred că Iisus a intenționat să afirme că Dumnezeu a lăsat intenționat boala aceasta în omul orb, ca ea să devină o potențială sursă de lucrare pentru el. Sensul cred că este altul. Ce a vrut să spună Iisus este că dacă vrem ca lucrarea lui Dumnezeu să se facă în acel om bolnav, atunci trebuie să fim gata de a face noi lucrarea aceea. De aceea ați observat că Iisus vorbește la plural. De aceea zice, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Da? Deci el se identifică cu momentul acela, cu lucrarea lui Dumnezeu. Și mai degrabă vede oportunitate de conlucrare cu Tatăl în a limita suferința. Chiar mă gândeam că poate fi ceva similar în Biserica Primară, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, când apostolii Petru și Ioan se duceau la închinare, la templu și au dat peste un olog din naștere. Și apostol Petru spune, noi n-avem bani să-ți dăm, dar ce avem, îți dăm, ce am, îți dau, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și face actul de vindecare. Și aceasta a fost și lucrarea pe care Iisus o face, pentru că îl vindecă pe orbul acela, i-a oferit ceva, nu doar i-a dat o explicație. Sigur, au fost reacții, pentru că întotdeauna când faci
lucrările lui Dumnezeu vine și cel rău și găsim tot felul de critici în preajmă, pentru că orice lucrare lui Dumnezeu are și oponenți, îi găsim chiar pe vecinii orbului, pe părinți, pe farisei, încercând cumva să diminueze lucrarea miraculoasă a lui Dumnezeu. Unii spune textul că o făceau de frica sistemului religios, alții din pricina preconcepțiilor. Iisus îi taxează puternic pe farisei, de exemplu, care reprezentau zona religioasă atunci, pentru că ei au preferat să discrediteze miracolul decât să-l acrediteze pe Iisus. Problema lor era că se călca sabatul. Nu conta că un orb a fost vindecat, ci conta că s-a călcat o rânduială. Pe lângă aceasta erau și orgolioși și n-au putut vedea adevărul. Dar toată această narațiune se încheie altfel, cred, intenționat. Ioan inserează finalul acela al întâlnirii lui Iisus cu orbul după vindecare, în ciuda inchiziției, a delimitării unora dintre apropiații lui, a fricii, a presiunii politice și religioase, omul acela a afirmat public că el crede în Iisus Hristos. Și frumos se vede cum orbul acesta a trecut printr-un proces de însănătoșire, de vedere spirituală. În mijlocul teoriilor despre suferință, Iisus lucrează vindecarea nu doar fizică, ci și lucrarea spirituală, lăuntrică. De aceea întâlnirea cu Iisus, dialogul cu El, îl face sănătos spiritual cu adevărat. Și vedem aceasta pentru că orbul acesta, de la început, a făcut tot ce a spus Iisus. Un fel de ascultare necondiționată. De aici începe credința. Apoi s-a luptat pentru credința lui, a rămas pe poziție în ciuda descurajărilor și amenințărilor din afară. Și apoi a mărturisit deschis, public, pe Iisus. Le-a spus celorlalți că este proroc, că tot ce a făcut și spus este adevărat. Și în final ați sesizat din text că a ajuns să se închine lui Iisus Hristos. Acum, ce lecții putem învăța din această narațiune? Două lecții practice mă gândesc că am putea extrage. Întâi, când ești în fața suferinței, nu te grăbi în a căuta vinovatul pentru suferință. Când ești în fața suferinței, evită generalizările. Nu te pripi să presupui că trebuie să fie un vinovat, că știi tu care este cauza suferinței. Nu trebuie neapărat să dai un răspuns. Pentru că vedem, Domnul Iisus Hristos afirmă că nu întotdeauna suferința se datorează păcatului. Nu întotdeauna suferințele noastre au un vinovat. Este un text acesta din Ioan 9 care face multe referințe la conceptul de păcat. Ucenicii se întreabă cine a păcătuit. Iisus este numit de farisei un om păcătos. Orbul vindecat e numit și el păcătos. Fariseii la final sunt numiți pe drept păcătoși. Dar aceasta ne arată cât de pripiți suntem uneori în fața marilor dileme ale vieții. Noi de mici căutăm să dăm vina pe ceilalți. Dacă faci o greșeală, imediat cauți un vinovat lângă tine. Sora mea, fratele meu, colegul meu. Sau spunem automat, nu știu, eu nu. Nu știu ce s-a întâmplat. Așa a fost deodată, de la sine.
Sau spunem, nu e nimeni vinovat, nimeni n-a făcut asta, deși faptul este acolo. Sau căutăm să reparăm ce am stricat ca să nu se vadă vina noastră. Și aceeași atitudine pripită o aplicăm și la lucrurile importante din viață. De exemplu, în problema aceasta a suferinței. Trebuie să fie un vinovat. Ca și cum am spune că orice are o cauză, orice accident are o cauză, orice intenție, ori a fost neatenție, ori știu eu, o lipsă de avertizare, așa și în cazul bolilor. Orice boală trebuie să aibă o cauză. Pentru că ne simțim mai bine când găsim un vinovat. Poate și pentru că nu ne mai simțim noi așa de vinovați. Și cine suferă sau are pe cineva suferind lângă el, de exemplu în casa lui, este mereu ispitit să-și trăiască credința la limită. Să facă această greșeală de a căuta mereu vinovații. De exemplu, în cazul nostru, ucenicii au bănuit că primul vinovat trebuie să fie chiar bolnavul. Poate se gândeau că n-are credință suficientă, așa cum am încercat noi să explicăm. Și s-au apropiat de Iisus să le explice cum să acționeze în cazul acesta, ce să facă cu un astfel de bolnav care s-a născut orb, rețineți. Doamne, acum spune-ne, cât de mare trebuie să fie credința noastră ca să-l vindecăm? E suficientă una medie, una mai mică, una ca un grăunte de muștar? Este ca și cum ai sta în fața unui bolnav aflat în patul de suferință și tu începi să filozofezi pe lângă el, să audă și el. Oare câte credință ar trebui să ai ca să te ridici din pat? Oare câtă credință ar trebui să aibă familia ta? Știi, e posibil să fii bolnav pentru că n-ai suficientă credință. Vedeți, acesta este trucul cu care unii vindecători, între ghilimele de astăzi, ies din orice situație jenantă. Atunci când îi declară pe unii vindecați, dar n-au fost vindecați. Problema nu e la ei, e la cel care trebuia să fie vindecat sau poate că a fost vindecat pentru scurt timp, dar n-a ținut din cauza lipsei credinței. Vedeți, această teorie derivă din teoria răsplătirii. Adică Dumnezeu lucrează drept, după faptă și răsplată, ai greșit, vei fi pedepsit, așteaptă-te deci la boli, la nedreptăți, la cataclismele, la pandemii, pentru că El este drept și tu ești păcătos. Teoria însă nu funcționează decât foarte rar și parțial. Practica ne arată că nu așa lucrează Dumnezeu în cele mai multe situații. Pentru că de câte ori păcătuim și noi și Dumnezeu nu intervine, nu ne pedepsește. Mai degrabă ne arată har, ne iartă. Dar așa suntem noi, căutăm un vinovat. Și dacă tot l-am pomenit pe Domnul aici, vedeți, dacă nu găsim vinovați în oameni, atunci ne îndreptăm ochii în sus și zicem, poate că vinovatul din umbră este chiar Dumnezeu. Găsim astfel de oameni. De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Asta e întrebarea pe care am primit-o probabil cel mai des de când sunt și pastor și profesor de teologie. Dar interesant că noi ne punem mai des această întrebare când ceva rău are loc cu noi și mai rar când suferința e altora. E ca și un joc al învinovățirii. Trebuie să fie un vinovat. M-am întrebat de ce oamenii îl acuză pe Dumnezeu
că nu e milos, că nu e atotputernic sau competent să intervină și să elimine răul și suferința din lumea lui. De ce oare atunci când trecem printr-o boală ne vine în minte automat să-L acuzăm pe Dumnezeu? Ca și cum Dumnezeu ar sta așa deasupra pământului să vâneze greșelile și păcatele noastre, iar când găsește ceva rău, ne pedepsește automat, decretează o pedeapsă. Aceasta înseamnă să te gândești și să-L privești pe Dumnezeu absolut greșit. De ce să-L învinovățim pe Dumnezeu pentru toate suferințele noastre? Dacă așa înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu, avem, știți, o problemă nu cu El, atât ci cu noi. Pentru că, zic, de cele mai multe ori, când noi suferim, suferim din pricina noastră, pentru că noi facem răul. Noi am fost creați cu voință liberă, putem alege între bine și rău. Da, dar sunt unii arțăgoși și raționali care vor să complice și îi spun, da, dar dacă El, Dumnezeu, este suveran peste lumea aceasta, înseamnă că El este vinovat și ce fac oamenii din lumea Lui. Dacă El este suveran și în control peste tot ce se întâmplă în univers, înseamnă că El răspunde și de alegerile noastre rele. Vedeți? Numai ca să găsești un vinovat. Dar, dacă tot căutăm vinovați, zic, de ce n-am începe cu noi? El este suveran peste lumea Lui, dar înseamnă că este suveran și peste viața ta. De ce El te lasă liber să alegi să faci ce vrei? Dacă El este suveran, de ce nu ți-ar spune să faci ce zice El și să te teleghideze, să te telecomande în viața aceasta? Noi încercăm să găsim vinovați, dar de obicei ne excludem pe noi. Preconcepțiile noastre greșite ne fac să distorsionăm atributele lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Contează așa de mult ce crezi despre Dumnezeul tău. Da, Dumnezeul nostru este în control. Și atunci când are loc un dezastru, dar El nu își asumă dezastrul. Strict vorbind, știți, teologic, toate ne duc înspre căderea omului, înspre modul în care a intrat răul, păcatul în universul acesta, cum tot cosmosul a fost afectat de rău. De aceea, vedeți, universul acesta funcționează în cicluri de viață și moarte, de zidire și dărâmare. Și oamenii sunt parte a acestui univers deformat. Cine este vinovatul? Poate că ar trebui să ne uităm întâi la strămoșii noștri, la Adam și Eva, sau la diavol. Dar de ce nu ne-am uitat chiar la noi înșine? Când Iisus este întrebat cine este vinovat, cine a păcătuit, El răspunde, nu e vinovat nici omul acesta, nici părinții lui. Sigur, n-a vrut să spună că părinții orbului sau orbul n-au mai făcut anumite greșeli, păcate, dar pentru acea situație, pentru acea boală, nu poți numi pe cineva. Iisus face însă altceva. Și aici cred că este cel mai important lucru și cea mai importantă învățătură. Și aceasta este a doua învățătură pe care aș vrea să o luăm din textul nostru. Că atunci când ești în fața suferinței, să cauți mai puțin răspunsuri și mai mult soluții pentru limitarea suferinței. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos
l-a vindecat pe acel orb, e ca și cum și-ar fi asumat vinovăția lui. El și tatăl lui din ceruri. Ei și-au asumat acea boală. Iisus nu era păcătos. Dar ce a făcut Iisus este că a preluat asupra lui, a luat asupra lui păcătoșenia celorlalți. A schimbat cumva răul în bine. N-a dat explicații, ci a acționat, a făcut ceva pentru suferința acelui om. A scos din ceva rău, ceva bun. S-a încărcat, cum spune în Isaia 53, prorocia, s-a încărcat cu suferințele noastre. El le-a purtat asupra Lui. Și de aceea crucea stă în centrul credinței creștine. Ne amintește că Dumnezeul acesta, pe care noi mereu îl acuzăm că nu limitează, că nu intervine, că El l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre, adică a luat asupra Lui vinovăția noastră. Și dacă ar trebui să dăm un răspuns la întrebarea cine este vinovat, dacă cineva este responsabil, atunci Iisus parcă spunea, dați vina pe mine. Eu accept pedeapsa pentru suferință, ca și cum eu sunt vinovatul. Și-a asumat suferința, nedreptățile, le-a purtat, le-a rezolvat. Deci, nu trebuie neapărat să căutăm un vinovat. De aceea Iisus intervine și în fața ucenicilor și aplanează, nivelează întrebările și teoriile umane greșite. Nu e nimeni vinovat, nici el, nici orbul, nici părinții lui. Elimină variantele imediate, superficiale, instantanee, aproape firești. Însă el face ceva. Își asumă situația cea grea a orbului și schimbă ceva rău în ceva bun. Și face acea lucrare specială de vindecare ca să știe toți cine este în control. Dumnezeul cel adevărat. Iisus nu spune că păcatul este totdeauna cauza suferinței. Uneori este așa. Iisus nu spune că boala orbului avea și o cauză într-un păcat. Iisus evită generalizările, cum spuneam. Nu ai voie să spui totdeauna asta e cauza. Așa cred eu, ca prietenul lui Iov în vechime, care îl acuzau pe Iov că toate necazurile care au venit asupra lui s-au datorat unui păcat ascuns. Și Iov nu recunoaște. Dar n-a fost așa. Cum spuneam, dacă ar fi așa, atunci ar trebui să fim imediat pedepsiți de Dumnezeu ori de câte ori păcătuim. Dar slavă Domnului, nu este așa. Iisus Hristos însă mută centrul de greutate al problemei în altă parte. Întrebarea era irelevantă pentru situația acelui orb. Este o stare de fapt, omul acela suferea, nu conta să îi dai, zic, un răspuns neapărat, ci să faci ceva pentru el. Adică nu să ții lecții celui bolnav, ci să acționezi imediat, să-i ușurezi suferința. Aș vrea să vă spun ce m-a impresionat citind în istoria bisericii un caz al unui preot catolic pe nume Damian. Acesta a trăit în secolul XIX. Și era un preot catolic belgian care a auzit că pe o insulă în arhipelagul Hawaii, în Oceanul Pacific, insula Molokai, sunt trimiși leproși. În vremea aceea, secolul XIX, erau 800 și ceva de leproși izolați de lume,
Și Dumnezeu a pus pe inimă acestui preot să se ducă la ei. S-a mutat acolo, a trăit cu ei. A găsit o comunitate disperată, mult abuz, beție, imoralitate, depresie, disperare, lipsă de afecțiune. Și ori cu cine stătea de vorbă primea, aveau aceeași întrebare. Cine e vinovat? Unde este Dumnezeu? Ca să le vadă suferința. Și atunci acest Damien, preotul Damien, a hotărât să stea cu ei, să le schimbe viața. A început să construiască diverse clădiri care să-i ajute. De exemplu, a construit spital, biserică, chiar a săpat morminte pentru cei care mureau și s-a implicat total. S-a ocupat apoi de educația lor, le-a predicat și după scurt timp s-a văzut schimbarea. Tot spiritul acelei insule s-a schimbat din pricina lui. I-a scris, de exemplu, unui fratelui său care era în Europa, citez, m-am făcut lepros cu leproșii ca să-i câștig pentru Iisus Hristos. Și ori de câte ori părintele Damian se ridica să vorbească leproșilor, le spunea, dragii mei frați, le predica despre dragostea lui Dumnezeu, că fiecare dintre ei este unic în ochii lui Dumnezeu. Dar într-o zi, în anul 1885, când preotul Damian avea 45 de ani, după 11 ani lângă leproși și între ei, și-a dat seama într-o zi că nu mai simte durere în trup, că a luat și el lepra. Și în duminica aceea s-a ridicat la slujbă și a început predica spunând, nu dragii mei frați, ci dragii mei leproși, acum sunt unul dintre voi. A mai trăit 4 ani lucrând în continuare pentru ei și a murit în anul 1889. Din dragoste pentru ei, a decis să stea cu ei, riscându-și viața. Știa că la întrebarea unde este Dumnezeu, singurul răspuns pe care putea să-l dea leproșilor era să trăiască cu ei, să devină unul ca ei. Trupul lui a fost adus în Europa de regele Belgiei, Leopold al III-lea, și în anul 1936 a fost îngropat în localitatea Leuven. A fost canonizat de Biserica Catolică și cunoscut până astăzi drept apostolul leproșilor. Vedeți? Ce învățăm? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit printre noi. A luat asupra Lui păcatul nostru. A venit să ne vindece, dacă vreți, din interior întâi. Știa că suferința noastră trebuie asumată. Că cea mai bună atitudine este să te identifici cu cel suferind, să faci ceva pentru el, nu doar să pui întrebări existențiale și să ai tot felul de răspunsuri. Sunt bune și acestea până la un moment dat. Dar atitudinea corectă, teoria corectă, care trebuie să se regăsească în practică, este cea a combativității. Adică să lupți, să fii combativ pentru a limita suferința în lumea aceasta. Și cu cât te implici mai mult în limitarea răului și a suferinței, cu atât răul și suferința își pierd influența și suferința celorlalți va fi redusă. Aceasta cred că este atitudinea potrivită pentru creștin. Să ne împărtășim cu ceilalți. Suferința devine mai ușor suportabilă când se simte împărtășită, spunea Andrei Jid. Când vei lua inițiativa să curmi suferința, vor fi adevărat și critici, farisei contemporani, orbiți de prejudecăți, dar nu trebuie să te descurajezi. Și ai grijă, speculațiile privind
cauza suferinței cuiva, te pot îndepărta de realitate sau chiar de credință. Dar cu cât te implici mai mult în a limita suferința, vei vedea că vei avea tot mai puține întrebări. Da, uneori suferința se datorează unor păcate, dar alteori suferința e folosită de Dumnezeu pentru a, ca El să se glorifice. Dar de cele mai multe ori, da, din experiență pastorală spun, suferința este un mister și trebuie să rămână un mister. Însă atât cât înțelegi și cât pot face, învață de la Iisus Hristos, 1, să nu te pripești în a căuta vinovați. 2, să cauți mai mult să limitezi, să cauți soluții pentru limitarea suferinței, nu atât răspunsuri. Să nu insiști asupra logicii suferinței în lume. În loc de a te lamenta sau a căuta explicații, fă ceva pentru a ajuta pe cei în suferință. Pentru că te vei vindeca de întrebări prin a reduce suferința. Voi încheia tot cu o ilustrație care m-a impresionat în tinerețe și am găsit mai multe detalii între timp pe internet. Am citit despre un misionar american pe nume Doug Nichols, care a hotărât să plece în India să ducă Evanghelia Mântuirii acolo. Dar s-a îmbolnăvit de tuberculoză și a fost pus și el într-un sanatoriu foarte murdar. Nu apucase să învețe limba, dialectul din zona, regiunea aceea a Indiei. Și lucrarea lui n-a avut succes în procente. A predicat cuvântul, a împărțit Biblii, tractate în sfârșit, dar n-au fost multe rezultate. Când a fost însă în sanatoriu, a văzut foarte mulți bolnavi, foarte mulți bătrâni acolo și a încercat și acolo. A încercat să vorbească cu oamenii suferinți, le-a dat broșuri creștine, dar nimeni nu era sensibilizat, nimeni n-a răspuns acestor încercări ale lui. Și a fost foarte descurajat. S-a gândit că va trebui să se întoarcă în țara lui. Dar într-o noapte, pe la ora 2, s-a sculat din cauza tusei și a văzut un bătrân indian, bolnav, foarte slăbit, care încerca să se ridice din pat. Și n-a reușit. Dimineața au râs toți de el pentru că a făcut pe el în pat. Chiar o soră medicală l-a lovit, supărată. Și noaptea următoare, iarăși, misionarul s-a trezit și l-a văzut din nou pe acel bătrân chinuindu-se să se ridice din pat. Atunci s-a dus la el, l-a ridicat și a dat seama că trebuie să-l ducă pe brațe la toaletă, care era mizerabilă. Și după ce l-a ajutat pe acest bătrân și l-a pus din nou în pat, bătrânul l-a sărutat pe obraj și i-a mulțumit. Dimineața, când s-a trezit, a văzut că toți cei din jur erau foarte activați pe lângă patul lui, incluzând doctorii, asistenții, oamenii. Au intrat în vorbă cu el, l-au întrebat cine este, ce face în țara aceea, da? Despre Evanghelie, despre credința lui, despre Iisus Hristos. Și chiar unii dintre cei prezenți și-au arătat dorința să creadă în Iisus Hristos. Și el notează, acest Doug Nichols, notează în jurnalul lui, ce am făcut? Nu le-am predicat, nu știam nici să vorbesc în limba lor, nu am ținut studii biblice cu ei. Tot ce am făcut a fost să-l duc pe un bătrân să-și facă nevoile. Oricine putea face asta. Iar eu comentez, nu oricine. Trebuie să fie cineva care a înțeles principiul lui Hristos. Dacă vrei să ai răspunsul la problema suferinței, identifică-te.
Caut cu cei în suferință, caută-i, empatizează cu ei, fii combativ, du-te și limitează suferința. Nu oricine poate să facă lucrul acesta, doar cei care au Spiritul lui Hristos. Și închei cu rugăciunea lui Francis d'Assisi, care spune așa: Doamne, fă din mine unealta păcii tale. Acolo unde este ură, să aduc iubire. Acolo unde este ofensă, să aduc iertare. Acolo unde este dezbinare, să aduc unire. Acolo unde este greșeală, să aduc adevăr. Acolo unde este neîncredere, să aduc credință. Acolo unde este disperare, să aduc speranță. Acolo unde este întuneric, să aduc lumina ta. Acolo unde este tristețe, să aduc bucurie. O, Stăpâne, nu te-am căutat atât spre a fi consolat, cât pentru a consola, spre a fi înțeles, cât pentru a înțelege, spre a fi iubit, cât pentru a iubi, deoarece dând, primești, pierzând, găsești, iertând, ești iertat, murind, reînvii la viață eternă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.